Colinger acum, asta da, e problema. Da, dar ești de acord cu mine. O să spun eu că problema e Dan Petrescu, nu Colinger. De ce l-a băgat pe Colinger în locul lui Iuri? Păi eu când am văzut că nu joacă Iuri, am zis, mă, ce stai, am văzut că e accidentat. N-a vrut să ia titlu, Dan Petrescu. M-am uitat pe cadrele. Păi nu, n-a vrut să ia titlu. Colinger, cum să-l bași pe Colinger în locul lui Iuri? Care, când Brown este în duel cu un adversar, vine într-o lună care îl scoate din joc pe Brown, care până atunci Brown a stat foarte bine în teren. Ah, nu. Ba, uite și prima repriză l-a blocat de tot, deci, pe Florinel. Ai văzut debandata de pe banca CFR-ului? La în minutul 42? Cu schimb, da. Că Krasniqi nu se era uluit că îl schimbă. Da. Era uluit că doctorul a făcut că 4 minute, mai sunt, mai lasă. Și Krasniqi nu trebuia făcut schimbare. Pe el bași pe Petrele. Petrele, eu nu mai, eu credeam că s-a lăsat de fotbal de când a jucat acum 8 ani la Petrolul. Ce să caute Petrele la o echipă care se bată pentru titlu? Nu înțeleg. Dar, vezi, greșeală de pozitare. Dar Colinger, eu l-am văzut la începutul jocului că este extrem de, știu eu, crispat. Vulnerabil și crispat în meciul acesta. Uitați-vă, dacă puteți să luați primele 20 de minute, să-l vedeți ce intervenții are. Da. Fricoase, fără încredere în el. În tribună. La siguranță. Și am avut, deci, ne conversând, am stat singur acolo pe un scaun și am avut timp să mă uit așa foarte atent și să vorbesc cu mine, știi? Adică, băi, ce se întâmplă? Ce face ăla? Ce face ăla? Ce l-am văzut pe Eddie, vorbea singur, după că se uita la meci, venise să selecționeze jucători și la cum să juca, mai ales prima repriză, nu prea avea ce din prima repriză. Dar n-a fost grozavă, dar e cu miză. A fost miza. Da. Măcar au avut potență să fizică, se bată. Da. Asta este foarte important. Au avut potență ambele echipe, bine pregătite fizic, să se bată. Dar vezi că CFR-ul nu mai e echipa aia de bărbați? Cum anii trecuți. Nu mai e echipa aia de bărbați. Acum mai pierd și duelurile. Pierd. Am avut un echipă cuvânt. De bărbați mă gândeam pe drum acum. Mă, care este cuvântul care definește faza ofensivă și de construcție a CFR-ului? Genibil. Între jenant și penibil. Genibil. Crede-mă, n-am văzut o echipă care să construiască numai cu mingi lungi, numai cu mingi lungi, să n-ai o ocazie în afară de șutul ăla de viață, o ocazie de gol. Este incredibil. Stai, echipă de bărbați este CFR-ul. În schimb, fără rezolvări tehnice, fără valorile. Nu, dar aici are dreptate.